demascare de sine. Cum pula s-o fac? Că ori sunt pane de idei, ori sunt muci de beat. Sau mă oprește faptul că-s plin de frustrări și complexat. Și undeva mă roade gândul că fac un căcat. N-am mai scos nimic de 6 ani, e mult coaie. Creier futut de rutine, stiloul bleg pe foaie. Schelete în dulap, pot să fac un cimitir dacă le scot pe toate. Nu sunt un scumir, dar nu dau din casă ca din lac în puț, că dacă dau tot o să iasă autodenunț. E de ajuns că zic că-s javră ordinară ce ridică cracul pe tot ce înseamnă valoare umană. Dacă n-am dreptate, aș fi putut să o am. Deci, dacă aș fi putut să o am, înseamnă că o am. Sunt egoist, de fapt egocentric, și distrug fără dubii orice obstacol de care mă împiedic. Am învățat să tac, dar n-am învățat să ascult. Și nu am limite în situații când insult. Nu m-am născut așa, cândva chiar am crezut în bine, în oameni, principii și alte sinonime. N-a fost să fie să fiu bun, nici nu vreau să fiu. Uită-te în jur, de crezi că fluier în pustiu? Oh. Pe cei ce critică vă scurp în suflet cu plăcere. Batista e la pula mea, la revedere. Parcă era tot normal că m-am culcat, nu mă dure capul. Ia că s-ar din patul burat, înțeleg ce și cum. Ascultă-mă și tu vezi dacă sunt nebun sau nu. Cu tot ce-mi trece în cap, parcă nu mai sunt cine sunt. Eu îi povestesc, mă ascultă și eu l-ascult înapoi. Rândul lui el povestește, poate am în cap război. Băi, nu îmi spune el, dă mâna, felicitări. Ai sindrom de răper, te-am descoperit de ieri. Eu în capul meu confuz, mă gândeam la moarte gruz. Credeam că e o boală caracu, că n-are niciun plus. Și nici nu dai cum am început, să dau pe beat ca un AK. Bam, bam, ești gay, băi, să fii reperi, ok. Dar prima stadie, băi, a fost descoperirea mea. Mulțumesc, Kentule, primul concert de bombea. După nu te ajute regăseala, te compar cu câini cu o scară. Eu sunt creator, nu slab, e ce am. Nu-i de pe stradă, de mascat, clar sunt. Știu ce vreau unde ajung, principalul să te accepti. Că tu ești făcut de mult, ia uite, reține. Cum accept rapul de mine, vine singur el. Nu mă stresez de fel, pe cap nu sunt fiel. Și atât ai bis prădel, că vrei să pare altfel. Eu-s de oțel, m-am demascat, îmi place. Bag rap cu ora, nu-mi place ce facem. Nimic merg că mă trage, pohui de alții mudaci. Dacă o simt că e bun, merg și peste nații. Noroc, deci battle-ul dintre Full House și Dacul. Pe ambii concurenții îi cunosc. Hai să începem cu Full House. Băiatul MC-ul face parte din trupa Full House. Ce își spune și el că 6 ani n-a lansat nimic. Battle-ul ăsta, ambii au și plusuri și minusuri. Undeva câștigă pe anumite flanguri, câștigă Full House și pierde Dacul, pe alte flanguri e mai bun Dacul și pierde Full House. Deci e mult de vorbit, ambii au text lung ușor, ambii de data asta au dezvoltat tema în felul lor. Full House în felul lui mai agresiv, cumva poate e o modalitate mai veche, și ca flow, și ca stilistică de a vorbi cu obscenități, dar e stilul lui care el vrea să-l abordeze, are tot dreptul. O dezvoltat-o, e ok, destul de bine o dezvoltat-o, hai să spunem la fel și Dacul. La Dacul sigur are un text bun, dar pe alocuri nu se înțelege foarte bine. O înregistrat, cred că, nu știu unde și cum, dar nu se înțelege. Mi-a fost greu să dislușesc tot. Acum nu știu, hai să iau ca și text, deoarece și unul și altul are și plusuri și minusuri. Probabil Dacul a fost mai interesant și mai original pe text. Chiar aș spune că Dacul are un text puternic, nicătând la faptul că nu l-am auzit pe tot bine. Deci mi-au scăpat unele nuanțe, dar per general textul l-am auzit. De aceea, în cazul dat, o să-i dau câștig lui Dacul. Dar e un battle apropiat unul de altul, reieșind din diferite segmente. Unul mai bun în ceva, altul mai slab în ceva și invers. În orice caz, luând textul, dezvoltarea care și Dacul a avut chestii interesante, niște întorsături interesante de text, cred că Dacul câștigă un punct în plus, după părerea mea. Încă o dată repet, eu sunt pentru Dacul. Hei, salutare! Avem Full House versus Dacul. Dacul mai puțin a dus cont de tematică, din nou. Full House mai mult a dus cont de tematică. A fost mai clar
Și Full House a băgat-o foarte old school, ceea ce e foarte nice pentru mine, îmi place. Dacul a băgat-o mai trendy, mai fast, mai new, dar da, tematica mai bine am înțeles-o la Full House și a fost mai deschis. Asta e, Full House. Noroc, băieți. Așa, Full House împotriva lui Dacu. Full House, mai old school și mi-a plăcut cum a început această demascare de sine. Mă refer la text, însă pe parcurs eu am simțit această perioadă de 6 ani de absență. Vrei, nu vrei, cumva eu cred că i-aș o lăsat amprenta. Nu aș vrea acum să mă iau de careva versuri sau să critic dur cumva, dar în a doua parte a piesei mi-au apărut careva întrebări, nu știu, ceva ni s-a părut banal, dar asta e doar părerea mea. Iarăși, probabil din cauza acestei pauze, pentru că începutul a fost destul de interesant și bun. Dacu, odată cu vibe, de obicei la demascare de sine toți cumva o dau așa mai sumbru, un pic mai trist, Dacu a venit cu alt vibe și asta chiar mi-a plăcut. Referitor la text destul de interesant, personaje, acceptarea de sine și în general cred că un pic mai sus în unele aspecte față de Full House. Un sfat pentru Dacu e să atragă mai mult atenție la procesul de înregistrare. Că aici s-a lucrat, se vede că în grabă trebuie de făcut niște back-uri, de lucrat mai mult la detalii, că ele contează. În fine, un battle destul de apropiat, dar votul meu merge spre Dacu.